f pe lângă nu f, f de x plus 1 egală cu f de x plus 1 egală cu a x plus b a pe lângă x plus 1 așa, pe x plus 1 plus b tot egal cu a x plus a plus b a plus b. Dăm un a în față. O să nu mă te trebuie, vedem pe așa voi. Deci asta este adevărată. Oricare am zis realitate. Ce cum am zis? Noi am calculat f de x plus 1. Dar noi avem un calcul. F de x plus 1 este egal cu cine? Dedesubt. F de x plus 1 e egal cu datea autor. 3x plus 4. 3x plus 4. Din următoarea ar fi distrat. Aici este adevărat. Nu. A fost calculat mai f de x plus 1. Și apoi nu fie f de x plus 1. Cu a x plus a plus b. Deci, noi avem așa f de x plus 1 egal cu 3x plus 4. Dar nu știam cine au și pe eu. De ce a făcut f de x plus 1? Adică pe x l-am făcut f de x plus 1. Și a făcut calcul și a dat așa, a x plus a plus b. Cum f de x plus 1 egal cu 3x plus 1 plus 1. Acum, acum ar fi un f. Aici ar fi a x plus a plus b. A x plus a plus b egal cu a x plus a plus b egal cu 3x. Egal cu 3x plus 4. 3x plus 4. Deci mai avem cu. Deci avem cu a x minus 3x plus a plus b plus 4. Deci a x plus. A x plus a plus b minus 3x minus 4 egal cu 0. A x plus a. Plus b. A plus b minus 3x minus 4 minus 4 egal cu 0. A, și acum grupăm. Așa. A x cu x. A x cu 3x. A x cu 3x. Deci mix pe lângă a minus 3. X pe lângă plus a plus b minus 4. A plus b minus 4 este egal cu 0. Oricare ar fi este asta. Și dacă nu are loc egalitatea asta, cât? Doar dacă a minus 3 e egal cu 0. Deci asta e egal cu 0 și asta înseamnă că a e egal cu 3. Și rămâne ca plus b minus 4 și facă 0. Și dacă au un 3 în primul aici. Și 3 plus b minus 4 egal cu 0. Adică 3 da. Minus 1 plus b egal cu 0. Adică b egal cu 1. Și am găsit așa că b. Cum arată funcția? Deci eu zic că e de x, acum arată. E de x egal cu. Cu a găsit 3 cu 3 x plus b 1. Plus 1. Da, și-a dat și înainte? Da, da. 3 plus 1 și pe altă parte. Vreau să mai spun că aici când ajungi la egalitatea asta, aici te poți opri. Și ca să fie egalitate perfectă, a trebuie să fie egal cu 3. Uite, ce e cu x? E la cu 3. Deci de aici trebuie cu 3. Și a plus b egal cu 4. A plus b egal cu 4. Ca să nu mai știu tot în primul meu, nu se face cum pare. Aia era mai ușor. Da? Te uiți la cele două, păi, tu x de ce ai în față? De asta. Tu ce ai? De asta. Deci are egal cu 3. Și a plus b egal cu 4, cum a lui 3, e tot cât e egal cu 1. 3 ori mai simplu. Da? Deci, vezi, la același greșiță putem găsi mai multe variante de exprimare. Acum, dacă mergeai de jos în sus, găseai fi cel 1, 3. F de 0 ce înseamnă F de 0? Păi știi cu 0. F de 0 face 1. Ai așa ceva? F de 0 egal cu 1? Am calculat, da. F de 0 face 1. Nu asta. F de A minus 1. Păi știi cu A minus 1 și se dea exprimarea. Deci poți să gândești și în alți termeni. Noi am o fructificare la astea, așa din autor să vadă dacă știi tu ce înseamnă să lucrești pe X, dar ai fost mai artificiu mai greu aici. Ca să apare f de 0, trebuia să zesc x minus 1. Însă, în clipa în care ai f de x ca rețetă, o ai, în ea lucrești pe x cu 0, da? Deci pentru x egal cu 0, după rețeta am găsit. F de 0
egal cu 1. Și pentru? Pentru x egal cu a minus 1. Trei pe lângă a minus 1 plus 1. Plus 1. Și face 3a minus 2. Cât? Minus 3 și 4. Dar 3a minus 2, așa am găsit 2, e exact. Deci putea, am dat soluția a doua, care mi s-a dat un număr ușoară, pentru că găsești pe el x concret, tot îți cerea un număr mai târziu. Da. Tot ce o cere. Te duceai la găsirea pașii de cine este și pe om. Și după aceea unde îți era f de x egal cu cât am zis eu, cu 3x plus 1, pentru f de 0, ok, și x cu 0, pentru f de a minus 1, x cu a minus 1 și au și vreau să vezi rezolvate. Depinde cum te orientezi, liniștiu. Ducându-te în ordinea asta, pierdeai mai mult timp, pentru că în relația ta, trebuia acolo era x plus 1 și x egal cu minus 1. Da, aia e bine, aici am văzut rețetul. Dar ceva că la el de a minus 1 nu te mai prins. Și stăteai acolo ca doar că de timpul ce se face, nu știu ce, nu știu cum. Și mai târziu îți cere să faci el de x. Dar de ce n-am pus pe el de x primul? Pentru că autorul a vrut să te încurce, să creezi starea asta de stres. Adică vreau să vadă dacă te joci bine, dacă înțelegi să locuiești x plus 1 cu a minus 1 și să găsești pe x-ul. Oare asta cerea un antrenament, un pic de cum spun, de antrenament în condiții ca să înțelegi ce vrea să facă. Deci în noua moment, cel x plus 1 era așa, dar acum e a minus 1, locuiem pe x plus 1 cu a minus 1, să facem x-ul de acolo și merge foarte bine cu noua. Dar mai târziu trebuie să-l afli pe Eflex. Și unul care se uita așa, mă, ce-mi cer de mie, f de 0, f de a minus 1 și f de x, pe fapt, de fie f de x, nu fac f de 0, f de a minus 1. Deci, știi, repet, că se duce în ieșință. Pe altă parte, timpul contează. Totdeauna la mine ieșință, timpul de rezolvare contează foarte mult. Că deși eu spun, nu mi-a ajuns timpul. Rălind, mă te duci pe culoare bune. Te-ai dus acolo, ai până timpul când nu trăiești și de ce? Altceva? Atât. Ai văzut istoria că ce face cu timpul s-a dus? Dacă suntem atenți și suntem oprize, în continuare, te sfătuie să faci toate mișițile acelea. De la trei să te aduci toate. Da? Dacă trebuie să înțelegi bine mecanismul la ieșiții, toate cele cu trei stele. Temă. Plătează pentru lume. Da? Dar eu nu știu. Că deci, dau test la română, la pregă. Și trebuie să revede. Dar ți-am dat? Da. Când vii, când vii, săptămâna care vii, când vii, mi-ai toate rezolvate. Da? Da. Ca să ne înțelegem. Bun. La revedere. A, ne oprim? Da, ne oprim când mă duc și eu acum. Cât mai este? Păi mai este. 10 minute. Ah, așa.